Am o clep în luna lui aprilie, după ce era pământul pregătit bine, mergeam în câinepiște, că așa zicea minge să mănam câine, pa ziceam câinepiște. Și mergeam în câinepiște de o să mănam cu brânca, că atunci nu erau mășâni. Și pe mărgini o să mănam mai rară, să crească bâtul mai mare și mai gros. Și atunci așa făcea sămânță mai multă și ziceam câte ale haldări. Și apoi după ce era sămânată, dăgeam cu grebla peste ea, să îngropăm o leacă sămânța în pământ și era gata cu sămânatul. Ce faină! No, și atunci era câinii pe divară și câinii pe de toamnă. Așa-i divară, nu făcea sămânță, numai așa un fel de floare. Numai așa-i de toamnă făcea sămânță. Și atunci ne băgam în câine, pe și o alegeam, mai înainte o căpătam pe cea-i divară și ailaltă o lăsam până să coșea sămânța ne. După ce era coaptă sămânța, o căpătam tot ca pe cea-i divară, o legam în mănuș, numai că iasta de toamnă trebuie pusă la hămușit. O puneam așa pe stolaltă, la hămușit, cam o săptămână, să se poată scutura sămânța de pe ea. După ce era hămușită, o încingeam la soare să se usce bine, o îmbleceam cu maiu și o frecam așa în brânș să se scuture sămânța și atunci sămânța așa o alegeam de pleavă. O cu șurul o vânturam așa la vânt, o cu trieriu, care cum avea. O altunii nu mai vântura nici cum, numai așa o lăsa cu pleavă cu tăt. Copăniță. Hai că ne distrăm. Nu așa. Te țipă în crijă. Stai mai mai. Mai mai? Gata. Stara la cuferișcu. Așa. Două sau pe câine. Două. Are mare după coșe. E doar. Într-o groapă nu vreau să văd pe una. Doamne, nu ne-a lăsat. Atunci, după ce era culeasă și legată mănuș, mergeam cu ea la vale și o băgam în apă la topit. O legam așa sarșini și o băgam în apă, puneam niște boloveni peste ea să șadă acolo la fund și o lăsam acolo în apă o săptămână, două, pe cum era de caldă apa, dacă era mai caldă, să topem aiuce. Și atunci te mergeam și cătam de ea să nu scăpăm, să se topască prea tare că putrăzea și tot să rupea fuiorul, nu era bun. Și atunci știam că e topită când să rupe bâtul așa ușor și pomne și să desprindea bine fuiorul de băt. Și atunci când vedeam că e topită, mergeam și o scoceam din apă, o spălam bine așa în brânș, o puneam aclea să se storcă de apă, după așa o luam și o duceam acasă cu carul și o încingeam pe garduri la uscat. Atunci când o încingeam la uscat, trebuia să fie soare bun, să se prăjească, bine ziceam. Că dacă nu era soare bun, nu se usca cum trebuie și nu se pucea melița. Ah, asta e gata odată. Ei, ia că melița. Ce mândre ai, pâlți. Atunci dacă s-a uscat, bine, erau luate mânușele de câini pe la rând și erau băgate în meliță.
Și atunci atât dăgea cu meilița pe ele până zbora tătă pozderea din ele, tălemnul acela, și rămânea numai fuiorul, cum e mai faină. Dacă se nimerege să strica vremea și nu era soare bun, atunci a băga mânușile gicânii pe în casă, le puneam pe lângă cuptor să se usce bine și atunci nu le scoceam numai așa tăt pe rând afară, că dacă nu erau uscate bine, nu se puteau melița cum trebuie. Și pozderea așa și pica o meliță, care era mai mare, o țineam și aprindeam lampa cu ea. Luam foc din cuptor și aprindeam lampa. Ca să poată fi tors fuiorile mai înainte, trebuiau cieptănace și periece. Și atunci erau trase până cepcini, cepcinii erau așa cu ginți mai mari și după aceea până perie. Perii avea ginți mai mănânțăi. Acolo-i dorul meu. Și atunci deși rămâneau mai multe feluri de cânipă. Primul fel era fuiorul, acela era cel mai fain și mai mole, acela se putea torce mai subțăruț și să țăsea din el cămeș, spătoie, pole și era așa mai de port. Așa-s rămâncanul. După aceea erau bărbile sau urzala și mai la urmă erau drugălei sau canuri. Din tașelea să țăseau sașii sau lipigeu de goz sau strujașii. Fidu, că ele țină slavonă. Iarna se făcea șezătoare, mereu fetile cu furca, că strângeau 6, 7, 10 fete mereu la pună și acolo se puneau la tors. Mai târziu veneau feciori acolo, la șezătoare. Gaza fierbea cu curuz. Era faină, orice caz. Repede am trecut pe-n viață. Am o slăbănau, zic că și fusul. Zic că nu e ușoară meserie nici asta. Cum se făcea clar că la dus de piatră și de paie, oamenii, toți veneau cu carul și cu boii care aveau la unul și duceau tot. Atunci seara numai cina, se puneau la masă, cinau, ne-am iubit toți și am ținut unul la altul. Și șânză de astăzi. A fost faină, orice caz, foarte faină. Au lucrat mamele noastre. Ui, Doamne, se punea seara război. Cu lampa acolo deasupra. Așa mereu brâncile la mine ca uite la morte. Că mai bine mi-a așa, mai cu spori. Pe spor? Dacă nu mere, așa? Dacă nu mere bine, nu mere acolo. Poți depăna, După ce erau gata fuiorile de tors și erau făcute jurebii, trebuiau pârluice. Și atunci se băgau așa într-un șubăr de lemn, cu o hudră din jos, pișătoare, ziceam câte, paclea curgele și ea. Și erau băgate jurebile acolo în pârlău, era pus peste pârlău un șenușer, ziceam câte la așa, un lipigeu mai rău. Atunci peste acela se punea șenușă și se băga pe ele apă fierbinte. Și atunci curgele și ia clopă jurebii și le albe. Și deodată, trei ori, tot încălzeai apa aceea și curgea și iar o băgai, pe cum albeau de bine. Cam începe să curgă, vezi? La mine la spate. Și după ce erau pârluice, erau scoase, se duceau la vale, se băceau cu maiul, se spălau bine, să iasă leșâi așa din ele. Și atunci, numai bine cum era iarnă, se puneau la îngețul. Și atunci îngețau și așa se albeau de mândru de tătă minunea. Se întâlniră. Hai, da, cu mama. Nu mă mereu aș. Să împletim o voie bună. Linge peste tine. Haide, hai în casa mea, unde e cald și mărtesca. Ților să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui. Să ne fie cu folos.
După ce erau puse firile pe urzoi și urzâce, trebuia învălită urzala. Și atunci unul trebuia să țină de urzală la un capăt și celălalt la celălaltul capăt să adune urzala pe solul dinainte, de la război. Și atunci, pe cum aduna, pașa punea vergele să margă urzala drept. După ce era învălită urzala pe sol, atunci trebuiau firile nevegice. Prima dată dădeam firile până iță, două iță, trei, patru, cinci, depinde ce model vrei să faci. Și după aceea dădeam firile până spate, am ușacle care pe cum avea cânipă de multă, care n-avea atâta cânipă, nu băga numai un fir în gince, și zicea că o nevedit rău sau răit, și care avea cânipă mai multă punea o unul bun, unul rău, o tăt bun, adică atât două fire într-un gince. Să-i tărâță să le opăre să fac niște mânjală, să mânjesc. Trebuiau firile mânjâce, că dacă nu le mânjeai, tăice să scămoșau și nu puceai țea, să se rupeau. Și atunci opăreai o leacă de tărâță și așa coperie ușor le mânjeai. Așa are să margă strună. Mi-i grabă și musea să iau niște jar din foc. Așa, nici nu iau mai mult. Nu se apropie fetea tare de ață, să se uște încet. Vezi, firile mânjice sunt mai închise, astea alte sunt mai deschise la culoare, că îs ude. Mai un pic și se uscate. Și atunci până noaptea târziu tăți să se iau geacele muieri și în coci și în clec cu suveica. Și atunci ară degeau cu brâglile și atunci ară cu suveica și tăt așa. Și călcau pe iepe și schimbau păiță și tăt așa până gătau. Le mai ajutau care erau pe clegi, le fășeau țăvile cu sucala să aibă cu șețesă. Până în februarie trebuiau să fie gata pânzele de țăsut. Și atunci clep în martie, când dăgea soarele, se dușeau pânzele la vale, să udau, să puneau pe iarbă la uscat, și atunci când era uscat, ce iară să udau și iară să încingeau la soare, și tot așa de-o cu ceva ori. Și atunci cele de la soarele și el așa albeau de mândru, cum îi nu știu ce. Le era grabă la muieri, că până pe paș trebuiau să fie hainele gata cu suce, și atunci atâta noaptea numai dă-i și casă. Musai să mă grăbesc să termin. Nu-i prea mare sporul, că suntem bătrâni. Aibă, moșul meu, ce purta. Aici, aici, așa. Numai fuga. Deloc e gata, moșul meu îmbrăcat. El îmbrăcă cu cămeșă de asta, nu fi nimeni ca el. Doar mai este atâta petrol până termin aici. Doar nu sunt gata. No! M-a ajutat tatăl să o termin. Doamne ajută! No. Haide, moșule, și-o îmbracă.
să vedem cum stă pe tine. Dacă mai are ceva smântă, s-o repar până ia cu mâna. Doamne, fi mărit și lăudat că am terminat-o.